Fose septice neizolate corespunzător, dejecții depozitate în locuri neamenajate sau lipsa drenurilor. Acestea sunt principalele cauze care au stat la baza apariției problemelor privind calitatea apei în județul Sălaj. Potrivit specialiștilor din cadrul Oficiului pentru Studii Pedologice Sălaj, în majoritatea localităților sălăjene, oamenii au săpat fântâni în pantă, iar substanțele provenite din dejecții au ajuns în sursele de apă. De aici și gravele probleme privind nitrații și nitriții. Inginerul Călin Antal, coordonatorul Oficiului pentru Studii Pedologice și Agrochimice Sălaj, ne-a declarat că cele mai mari probleme sunt semnalate în localitățile din mediul rural, unde nu există rețele de canalizare, iar dejecțiile ajung uneori în șanțuri, dar și pe câmp, iar în cele din urmă ajungând fântâni. Potrivit lui Antal, populația trebuie să știe că prin fierbere nitrații și nitriții nu sunt eliminați, ci dimpotrivă concentrația lor crește, punând în pericol mai ales sănătatea copiilor. În opinia inginerilor specialiști în pedologie, singurele soluții pentru eliminarea unor astfel de probleme sunt izolarea foselor septice și separarea de fântâni la distanțe mai mari față de eventualele surse de poluare organică.